Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre cum trăiește o biată doamnă dietetician din Marea Britanie. Așa. Care este super faimoasă. Deci pentru cine vrea să fie top fit așa, cum este Luca mai nou, aici este inspirație. Aș zice o pâine de mâncat, dar nu merge, că pâinea nu funcționează. Nu merge la asta. Deci este o, ce să zic, o linte de mâncat, o nucă. Nu, nici că e carbohidrat. N-ai voie. Dar ce ai voie să zici în loc de o pâine de mâncat? E o șuncă de mâncat. E o șuncă degresată. E pe șuncă azi. Sau un piept de pui. Un piept de pui. Vai de capul meu, ce hală ai ajuns. Deci mănânci piept de pui la grătar atât, simplu? Sau o salată. Mănânc, nu, să știi că eu fac, eu am un... Îți dai seama că emisiunea asta nu mai are nicio speranță. Da, s-a terminat. Curând. Salată? Salată. Așa. Adică, de exemplu, aseară, mi-am făcut un piept de pui cu sos gorgonzola. Ah, hai că mai vii de acasă, ok. Deci ai dat în ele. Deci de-aia ai un pic de energie. Am aruncat niște foi de salată pe care le-am stropit cu niște oțet balsamic. Mă rog. Că le arunca lui Fisu, că nu cred că am mâncat el. Oțetul balsamic care zăhărel? Adică, da. Da. Am îndulcit puțin regimul, nu mai e atât de agresiv. Nu mai. Aha. Ideea e că nu avem acolo normal, lângă puiul ăla, așterneam un ceaun de cartofi prăjiți. Da. Sau dacă vreau să fiu mai finuț, o stacană de orez. E, acești orez, carbohidrați, aceste hidrocarburi... Poți să pui și nuci în sosul ăla gorgonzola, să știi. Poftim? Poți să pui nuci. Da, nu ca îngrașă cojite. Complet. Îngrașa, da. E bună la face crasă. E adevărat, da. Zine de doamna asta. Încă mai am limitări. Pe doamna asta o cheamă Priya Tiu. Așa. Este englezoaică. Priya Tiu. Așa. Este noile nume englezești, vin din India. Doamna este Priya Tiu, e un fel de colega noastră, Mihaela Bilic, dar pe englezește. Așa. Și dânsa și-a publicat recent dieta zilnică, ce își permite să controleze nu numai sănătatea, ci și nivelul de energie de peste zi, spune dânsa, știi? Ia zi, domnule, că mă interesează. Să aibă și un somn odihnitor. Deci, se scoală mereu la 7. Asta nu mi iese, dar mă scol la 5. Așa. La 5. Bea un ceai verde. Așa. După care la 8, apă un castron cu terci de ovăz cu lapte. Uneori mai pune banană, scorțișoară, poate unt de arahide și câteva semințe de dovleac. Până aici e greu. Aia cu unt de arahide sună interesant, dar numai nu, denumirea aia de terci, da, de ovăz... Păi ovăz, da, ce să... Sună respingător. Ovăzul ajută la echilibrarea zahărului de sânge. Ok. Și taie foamea mai mult timp. Și conține fibre. Ovăz de asta, dacă... Eu mănânc cereale dimineața. N-am reușit să mănânc niciodată ovăz. Mă dor făcile de la cai. Cât mestec. Serios, cai. Deci. Și un vorbă. Păi să mănânci carule ovăz. Asta e ideea, să mănânci, să te chinui să mănânci. Băi, nene, da. Și Eminescu a vorbit despre ovăzul carului. Dar știi că colegul nostru, Andrei, de la Virgin, mai mănâncă ovăz de ăsta cu lapte. Așa. Și lasă la noi în chicinetă castronul cu lapte câte o oră să se moaie. Deci pune lapte, ovăz și lasă acolo. Te duci să faci o cafea. Este ceva, o chestie, nu vreau să o descriu. Și întreb, ce e asta? Păi este ovăzul meu, e lăsat la muiat. Rumeguși, e similar. Da, exact. Relasă de pe zi pe alta. Un pic de talaș. Bun. După aia zice că banana pe care o pune e un prebiotic. Bun pentru sănătatea intestinală. Nu știu ce e prebiotic. Ce e? Știam cred că e probiotic, dar a scris greșit. Cred că e o greșeală de traducere. Deci banana e probiotic? Probabil. Bun. La 8:30 pleacă de acasă, la 9 e la cabinet, are consultații, predă pilates, aici m-a pierdut, mai ia un baton proteic cu frunte uscate și semințe. Ce mâncai, Matale? Eu pe mâncam vreme. Batoane proteice cu ciocolată, am și acum. Foarte bune. Dar le mănânci acum? Da, e un surogat, gata, că nu e ciocolată. E ceva, dar are puține calorii, are multă proteină și are gust de ciocolată și îți faci dan blaua. Hai dacă că ești pe drumul cu ciocolata ca mine. Ești pe drumul de întoarcere. La 12 ia prânzul. Prânzul este o supă cu turte din ovăz. Iar? Mamă, deci super. E fiartă pe ovăz, că după aia nechează sau... Supa o face așa. Călește dovlecei morcov roșii. Da. Pune supă de pui de casă. Este că a venit Julie. Da. Supă... Julie, tu mănânci, mă, supă de-asta cu turte din ovăz? Nu, păi nu. De-aia ai pierdut. Nu. Da. Chimen, coriandru, turmeric, ghimbir și usturoi. Și aromat altfel. Totul, da. Păi atâta tot. Vine din ghimbir și coriandru. A pus numai arome. Da, când nu mănâncă supă. Dacă nu are supă, zice că roade pâine de secară cu avocado, roșii, ceri tocate și puțină brânză sau alte legume și după aia pătrățele de ciocolată neagră după prânz pentru energie. Mm. La 5, bagă cina, pilates și iaurt. Asta, mă, cu pilatesul în curte, înțelegi? Deci pilatesul și ovăsul sunt forță. Da. Și nu la cină ce ciugulește? Păi n-auzi... A, stai, spaghete bolonieze cu legume
Și am zis, mamă, stai că aici... de lasagna cu cartof. Asta, deci spaghetele bolognese n-au nicio legătură, pentru că îl face cu legume, cermul cu pui prăjit și tofu sau fasole. Deci face bolognese cu tofu sau fasole. Fasole? Da, mă, asta este din ciclu viață. Salam de mazăre, știi? Face bolognese cu tofu. N-are nicio legătură cu viața. Da. Alte ori face pizza de casă, cu sos și-a luat făcute tot în casă. Aici, lasă-mă să ghicesc. Să-și bată joc de ea, spun eu. Nu, cred că e cu topping de tofu sau ceva. Da, cel mai probabil. Cel este mai cu făină proteică de nu știu ce. Da. Și la 20-30 uneori mai mănâncă un iaurt cu migdale. Mama, acolo este petrecere. Da. Când scapă la iaurtul cu migdale. Scapă migdale. Mama, nene. Cu migdale sau fi din lapte de la de migdale? Sau poate așa. Și pune o ciupercă de aia dat Daniel și îl face iaurt. Nu, că ciuperca mea nu suportă... Cred că se sinucide de ciuperca în lapte de migdale, corect? Exact. Ciuperca ta face doar kefir? Doar kefir. L-ai încercat? Ia pune, deci că mi-e milă de ea, o iubesc. Păi ia un pui de, un lăstar de ciupercă. Da. Și hai să o punem în lapte de ăsta vegetal să vedem ce se întâmplă. Mare de foame, nenorocitule, o bagi în lagăr. Săraca de ea. Dar dacă o pui în suc de portocale? Băi, faceți experimente. Dar dacă reușești să o adaptezi, tu îți dai seama că dai lovitura în lumea veganilor. Băi, sau dai kefir veganilor. Kefir de portocale? Faceți voi aia, săraca, ciupercă, ea mănâncă lapte gras. Nu, dar kefir de lapte de migdale, acolo e bubuitul. Sau de soia. Vai de capul. Că nu s-a văzut până acum. Deci eu vă spun, și după aia doamna se culcă la ora 10 seara. Nu vede Champions League. Da. Eu nu știu dacă mai vine să te trezești a doua zi după regimul ăsta. Adevărul că nu-ți mai vine, e adevărat și asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.